Conform prevederilor legale în vigoare, prefectul este cel care aprobă intervenția în forță a jandarmilor. Aseară, pe baza informațiilor existente și a comportamentului agresiv a unei părți din cei prezenți în piață, jandarmeria a primit aprobare să intervină în forță la ora 23 și 11 minute. Acesta este ordinul de intervenție semnat de prefectul Capitalei. Din acel moment și până la ora 2 și 8 minute, s-au luat măsuri gradual și sub toate formele, astfel încât să se evacueze zona. Iar persoanele de bună credință să se poată retrage în siguranță, mai ales că în zonă erau foarte mulți copii, foarte multe femei și pentru noi a constituit o prioritate să putem să evacuăm în siguranță. În tot acest timp, jandarmii din dispozitiv au fost loviți cu pietre și alte obiecte contundente și ulterior s-a decis o intervenție în forță. Pe parcursul acesteia s-a confirmat suspiciunea cu privire la faptul că grupul de persoane violente era unul compact și foarte bine organizat, având ca un obiectiv bine determinat, respectiv acela de a instala haosul și de a se vandaliza zona din Piața Victoriei. În aproximativ 30 de minute, jandarmii au reușit dispersarea grupului violent, ulterior procedându-se la reținerea persoanelor violente și la conducerea la secțiile de poliție. Vorbim despre 33 de persoane care au fost conduse la mai multe secții din capitală și până la această oră sunt 8 dosare penale întocmite. Vorbesc până la această oră pentru că situația este foarte complexă, este în dinamică și se schimbă de la ora la alta. Dar vom face informări periodice asupra acestor măsuri pe care noi le dispunem.